Ce faci, Francesc? Cum ești? Sunt bine, așteptam apelul. În regulă, deci eu te-am sunat să discutăm puțin despre situația ta, să vedem că au trecut cam 3 luni de zile de când am început și vreau să văd Da. ce ai obținut în aceste 3 luni de zile, ce schimbări ai avut. În primul rând am obținut minus 13 kg. Cât? Minus 13. Minus 13 kg în 3 luni de zile, asta e extraordinar, super Da, în bine. ideea în care nu am ținut 100%, adică am mai gafat o dată chiar de 2 ori pe săptămână, n-am mai ieșit în oraș și... Dar pentru mine pot să zic că e un alt stil de viață, adică am renunțat la suc, am o viață, na, mai activă și nu mă mai simt atât de obosită ca înainte, am mult mai multă energie. Super tare schimbarea. Pe corp cum e? Cum se vede pe corp? Se vede bine și se simte foarte bine. Chiar azi dimineață mi-am numărat găurile de la curea, am 4 găuri mai înapoi, da. Și zic, chiar acum se vede, pot să... Super tare. Cred că ai trimis Da, fotele la Cătălin, așa e că abia aștept. în fiecare luni, Chiar e curios, abia da. aștept să-i spun la Cătălin să-mi trimite pozele să le văd și eu. Prima lună, na, aveam așa, știi, aveam un pic de nevoie de încurajare, prieteni, adică nu se observa, știi? Și zic, eu trebuie să continui până la final, că și acum de vreo 2 săptămâni toată lumea mă întreabă, dar tu ai slăbit, tu ai slăbit? Zic, da, puțin, știi? Dar e chiar, na, e o motivație super, super. Deci chiar n-am, nu vreau să mă opresc aici, chiar vreau Câte să mai kilograme ai tu în continui. momentul de față? 72, 7, da, 72. Și la câți ar plăcea să ajungem? Adică targetul nostru final, care ar fi? Aș mai vrea minus 10. Minus 10, 72, deci la 62. În 3 luni de zile am reușit să dăm jos 13 kg. Ar trebui ca în următoarele 3 luni de zile, acum o să slăbim un pic mai greu, să le pierdem pe 10. Dar în 3 luni de zile, ideea e că cu cât slăbești un pic mai tare, cu atât o să fie puțin mai greu procesul. Știi, nu o să slăbești chiar așa de la început. Dar o să slăbești. În 3 luni de zile eu estimez că 10 kg o să slăbești. Da, chiar am vrut să te întreb. Acum, cum o să continui? Adică o să încep meniul de la început sau cum? Nu știu cum să... Poți să-l încep de la început, însă astea au fost făcute pentru situația ta curentă, știi? Pentru situația ta la momentul respectiv. De la 72 de kilograme, de la 85 de kilograme au fost făcute, știi? Și au fost adaptate încât să mergem în 13-15 kg. Probabil că o să mai dai jos un kilogram, două, trei, poate chiar și cu ele, depinde foarte mult de cum reacționează corpul tău. Cum ai fost cu sportul, în schimb, Francesca? Sportul, am vrut să mă duc la sală, doar că am renunțat la ideea asta, am mai făcut acasă, doar că nu îl făceam de 3 ori pe săptămână, că veneam ruptă de la lucru fără energie, dar de 2 ori reușeam, știi? Am A înțeles. treia, parcă nu mai aveam, nu mai îmi recâștigam energia seara când ajungeam la 20-21, nu mai reușeam. De-abia așteptam să fac un duș și să mă pun în pat, că nu mai. Dar la lucru nu pot să zic că stau doar la birou, deci fac mișcare. Dimineața, cum ai fi, de exemplu, să faci sport? Ai putea 20-30 minute înainte de muncă? Da, aș putea, dacă mă trezesc mai repede, Asta da, cred zic. că aș putea. Că seara te cred, după ce vii Da, obosită, e deci greu să nu mai reușeam. Încercam să trag de mine, dar Te nu mai cred. puteam. Te cred. Cred că și să fiu lângă tine cu Buddha nu te apucai de sport. Nu mai aveam energie. De asta trebuie să ne ambiționăm un pic și să ne trezim 3 zile pe săptămână, un pic mai repede. Alegem acolo niște zile, luni, max, miercuri, de exemplu, luni, miercuri, joi, ceva de genul. Ne trezim un pic mai repede, 20-30 de minute, că o să accelereze metabolismul și o să-ți dea forma aia pe corp pe care o dorești. Că acum e important foarte mult și la forma corpului, știi? Și o să ajute și mai mult la slăbit. Ideea e că am făcut câteva eforturi să ajungem aici. Acum, ca să mergem înainte, trebuie să mai venim cu niște eforturi, știi? Deci munca respectivă ne ajută să ajungem aici. Acum trebuie să muncim un pic mai mult și în alt sens ca să ajungem mai departe, știi? Nu, să nu stagnăm, știi? Oricum, 13 kg e un rezultat incredibil. Adică, Da, clar. părerea mea, e incredibil rezultatul, sper că și tu ești de aceeași părere. Poți să mă întrebi absolut orice, oricum. Da, am văzut și din, dar nu știu, na, cum o să văd eu să mi le împart, știi, pe, nu știu la câte calorii trebuie să fiu acum. Tu acum ai mâncat cu 1500 în ultima lună. Da, tot. Deci, ideea e că eu n-aș scădea numărul de calorii pentru că nu te aș neapărat asta. Aș introduce sportul de 3 ori pe săptămână ca să activ metabolismul și undeva la macronutrienți. Ar trebui să consumi mai multă proteină acum ca să slăbești. Dar să scazi nu e o soluție, știi? Deci să scazi nu este soluția acum caloriile, știi? Dar Am să înțeles. acolo la macronutrienți, să consumi mai multă proteină ca să dăm
dăm jos grăsimea, dar să menținem masa musculară, știi, că te focusăm mult pe grăsime. Dacă scazi din calorii, o să încetinească organismul și nu o să fie ok, nu o să slăbești în realitate. Sub 1500 să nu scazi. Eventual, depinde foarte mult de sport, acum sună ciudat pentru tine, dar eu, ar trebui să creștem calorile ca să mai slăbim, pentru că metabolismul e Da, accelerat, da, știi, e da. alt metabolism. La 85 era lent, acum e mult Nu, mai dar e accelerat. ok, e ok și acum, la 1500 chiar e ok, nu, n-am nicio senzație de foame sau... Da, dar ideea e pentru slăbit și forma corpului, știi? Pentru slăbit și forma corpului, ca să păstrăm masa musculară, să o dezvoltăm și să scădem din nivelul de grăsime. Știi că acum am cu totul alt organism la minus 13 kg, de seama, e super. Da, chiar am zis, zic că o mărime am deja mai puțin, știi? Înainte nici nu purtam nici ce tricouri slim, nu, nici prin cap, nu, n-aveam nicio idee, dar acum am început să prind puțin de încredere. Ce vreau să te întreb? Ce crezi că ar trebui să aibă programul meu? Ce crezi că ar trebui să îmbunătățesc la el astfel încât să fie mult mai bine, să fi fost mult mai bun pentru tine, să ai o experiență mult mai bună în program? Aștept și un feedback negativ ca să mă Păi, îmbunătățesc. mie mi se pare că e perfect așa cum e. Adică, știi cum, ai vrea să renunți de multe ori, dar te gândești, stai un pic că vine ziua de luni, eu ce fac? Nu avansez deloc, știi? E așa o chestie, o motivație să ai rezultate. Mie mi se pare că e super ok și videourile sunt foarte explicite și trebuie doar să, na, cel puțin să vină de la noi să vină motivația. Da, n-am ce să îmbunătățesc. Nu, Mă bucur chiar... mult. Da, după părerea mea, a fost ok. Mersi Ți-am mult. ști că ți-am mai zis că am mai avut o experiență tot așa, dar nu m-a încurajat deloc, știi? Mi-a dat planul, mă întreba cât am slăbit, după ce am terminat, am pus înapoi, fiindcă da, tot așa mâncam pui, salată și când am renunțat. Dar acum am învățat că se poate mânca și bine, dar trebuie să știi să o gătești. Mă bucur mult că ai reușit să înveți chestia asta, să schimbi stilul de viață și pentru rezultatul tău. Și uite, Francesca, dacă vrei să mergi înainte cu noi, să te ajutăm să dăm jos cele 10 kg în următoarele 3 luni de zile, dacă vrei să mergem în continuare, pe următoarele 3 luni de zile o să fie doar jumătate. O reducere pe care o fac doar clienții, pentru că am înțeles foarte bine. Oh, m-am gândit la o variantă să încerc singură să văd dacă cumva Ok. reușesc și dacă nu, Sigur. Sigur. chiar vreau să văd dacă pot să mă descurc și singură, știi, să-mi Super găsesc eu tare. motivația. Super. Dacă nu, îți dai seama că n-o să renunț. Sigur. Deci dacă poți singur, înseamnă că obiectivul meu e și mai Vreau atins să și am încerc, da, învățat. și să-mi calculez eu așa, să-mi fac mesele, știi, din toate trei meniurile, să le calculez să fie undeva până într-o 1500, știi? Super tare. Ai acolo Vreau și să... cartea care te ajută, cartea de rețete, Da, tot da, ce da. acolo. Am Super tare. luat doar câteva din carte, nu prea, că am respectat mesele așa din meniu. În regulă, sigur. Eu mă bucur la fel că vrei să te descurci singură, să fii independentă. Pentru mine iar o bucurie că mi-am atins scopul că te-am învățat. Dacă ai nevoie de ceva, de ajutor, nu înțelegi o chestie, indiferent că nu mai colaborăm, nu mă interesează nimic pentru mine, îmi scrii și mie și lui Cătălin și te ajutăm oricând cu mare drag. Și dacă vrei să reluăm, oferta mea pentru tine la jumătate de preț față de cât ai plătit, rămâne. Atunci, oricând ai nevoie de ajutor, noi în continuare suntem aici și sper să ne auzim și să-mi scrii peste câteva luni să aud că ai slăbit cele 10 kg. Sper și eu. Super tare, super tare atunci. Bine, Francesca, mai ai orice alte întrebări pentru mine? Eu nu mai am, În nu mai am. regulă. Și eu am vrut să văd situația ta, să vedem dacă mai continuăm, deci totul perfect. Oricând ai întrebări, poți să apelezi la noi liniștită, bine? Ok, bine. Bun.